Premierul israelian Benjamin Netanyahu este supus unei presiuni imense pentru a iniția o anchetă care să vizeze inclusiv membrii ai guvernului pentru tragedia produsă joi noaptea în timpul festivalului ultraortodox. Poliția a găsit deja primii vinovați în rândul organizatorilor evenimentului, însă există suspiciuni de încălcare a legii și din partea poliției și autorităților. Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a deplasat la locul tragediei de lângă muntele Meron și a promis o amplă anchetă care să scoată la iveală cum de a fost posibilă o asemenea tragedie cu 10 de victime. Una dintre aceste anchete ar putea viza inclusiv membrii ai guvernului. Sonar Meron un min asunot akvedim bioter ce pakdu et medinat Israel. Anahu doavim ala nispim, libenu mea mishpachot, vegam ime ptsuim ce anahu... Două anchete au fost deja deschise, una vizează poliția locală, iar o alta pe oficialii locali. A avut deja loc și o investigație preliminară, în urma căreia s-a stabilit că printre cei responsabili se numără organizatorii evenimentului. Aceștia ar fi ignorat avertismentele cu privire la faptul că festivalul nu se desfășura în condiții de siguranță și că la el luau parte prea mulți oameni. Între timp, familiile celor decedați au început funeraliile. Cel puțin 45 de oameni au murit și alți 150 au fost răniți în busculada de la festivalul religios Lag Baomer. Deocamdată nu se cunosc motivele exacte pentru care miile de evrei ultraortodoxi au intrat în panică. Printre victime se numără și un adolescent de 14 ani și un copil de 9 ani.